Un experiment NASA făcut în Antarctica ar putea să ne schimbe percepția asupra realității. Conform unor rapoarte, rezultatele acestui experiment ar putea da viață unuia dintre cele mai captivante concepte științifico-fantastice, universurile paralele. Dar este oare doar o alarmă falsă? Cât de mult ar trebui să ne entuziasmăm despre ceea ce se întâmplă cu gheața? În primăvara anului 2020 au început să circule știri conform cărora în Antarctica s-a descoperit un univers paralel în care timpul merge înapoi. Aceste știri se referă la experimentul ANITA condus de către NASA. ANITA este de fapt un detector de particule în formă de balon aflat în Antarctica. Scopul lui principal este studiul neutrinilor sau particulelor fantomă care apar în urma degradării radioactive care are loc atunci când raze cosmice foarte puternice și ajung pe pământ. Razele cosmice sunt particule subatomice care zboară prin spațiu cu o viteză aproape egală cu viteza luminii. Își au originea în fenomene spațiale foarte puternice cum ar fi o supernovă sau un coasar. Aceste particule lovesc pământul tot timpul și produc miliarde de particule secundare atunci când fac asta. Dar încă nu știm prea multe despre ele. În primul rând, această particulă subatomică este principalul interes al experimentului Anita. În general, neutrinii sunt foarte greu de detectat pentru că interacționează foarte puțin cu materia și trec prin orice asemeni unor fantome. Acești neutrini sunt totuși mai ușor de detectat în gheață, aceasta fiind motivul pentru care Anita se desfășoară în Antarctica. Ultimele descoperiri făcute în cadrul experimentului contrazic explicațiile anterioare. Acestea susțin că neutrinii nu vin din spațiu și sunt reflectați de gheață, ci sunt creați în gheața de pe pământ, după care sunt eliberați în atmosferă. Pentru cei ce nu sunt specialiști în raze cosmice, acest lucru poate să nu pară ceva important, dar este ciudat pentru că ar putea însemna că acești neutrini au trecut prin planeta noastră fără să se ciognească de nimic și fără să piardă energie, iar asta ar trebui să fie imposibil. Pentru a studia mai îndeaproape fenomenul, echipa de cercetători din Anita a chemat o altă echipă de la observatorul de neutrini IceCube, o altă bază aflată în apropiere de Polul Sud care are un obiectiv similar. Această bază are de mii de ori mai mulți senzori care să detecteze neutrini îngropați la diferite adâncimi. Teoretic IceCube ar fi trebuit să detecteze mult mai multe particule decât Anita și să găsească un răspuns, dar nu s-a întâmplat asta. Chiar dacă a descoperit astfel de raze cosmice misterioase care păreau să iasă din pământ, nu a reușit să găsească sursa de proveniență a acestora, deci studiul nu ne-a adus mai aproape de adevăr. Așa au luat naștere noile teorii, una dintre acestea fiind cea care a captat și atenția tuturor. Această teorie susține că neutrinii sunt dovada unui univers paralel și nu orice univers paralel, unul care este o imagine în oglinda a universului nostru, dar care călătorește în direcția opusă. În această presupusă lume simetrică ce în teorie ar putea să existe fără a încălca legile fizicii, timpul merge înapoi, încărcăturile negative sunt pozitive și momentul mecanic este inversat. Fiecare particulă din universul nostru are o imagine în oglindă în celălalt univers. Dacă teoria este adevărată, aceasta presupune o lume construită din ceva ce reprezintă o altă enigma a științei, antimateria. Ideea din spatele teoriei este că acei neutroni pe care Anita i-a detectat ar putea fi un fel de scurgere din acea realitate în realitatea noastră. Unele teorii susțin că sunt chiar un tip nou de particule pe care oamenii de știință trebuie să le studieze pentru a înțelege mai bine felul în care funcționează universul nostru. Deocamdată, un univers paralel este doar o idee care încearcă să explice ceea ce se întâmplă în Antarctica, iar unii observatori susțin că este lipsită de fundament. Chiar dacă ar fi adevărat și dacă un univers paralel ar exista, acesta fiind suprapus cu al nostru la Polul Sud, această descoperire nu ne-ar permite să trecem dintr-un univers în altul. Aceste particule care au dat naștere teoriei sunt subatomice și călătoresc cu o viteză aproape egală cu viteza luminii. Deci, dacă Trebuie să fii subatomic și să călătorești cu viteze mai mari decât viteza Luminii. Pentru oameni nu există vreo șansă să facă asta. În termeni științifici, această lume ipotetică este separată de a noastră de o ușă de nepătruns care probabil va fi închisă pentru totdeauna. Și chiar dacă am reușit să trecem, este greu să ne imaginăm că am putea supraviețui până acolo. Iar dacă printr-o minune am reușit să producem antimaterie pe pământ, aceasta ar fi foarte greu de păstrat și de menținut. Într-o formă stabilă, deci asta ar fi valabil și pentru materia pozitivă, așa cum ar fi corpul uman în universul paralel. Înainte ca mintea noastră să înceapă să-și dea seama ce se întâmplă în universul paralel, probabil că ne-am dezintegra pur și simplu. Singurul lucru care poate fi spus cu certitudine legat de neutrinii din Antarctica este că aceștia ne indică faptul că ceva probabil lipsește din modelul standard al fizicii. Fizicienii în domeniul particulelor suspectau de mult timp acest lucru, de aceea au creat modele alternative, dar oricât de captivant ar fi ideea unui univers paralel, există și teorii mai credibile legate de descoperirile făcute de Anita. Un experiment legat de aceste descoperiri a studiat în mod special reflectivitatea suprafețelor din Antarctica. Ideea studiului era că este posibil ca proprietățile Gheții să fie cele care dau naștere unor rezultate atât de ciudate și nu apariția inexplicabilă a unor particule. Antarctica este deja cel mai misterios continent de pe pământ, fiind atât de rece încât acolo trăiesc doar oamenii de știință care merg pentru a face diferite cercetări. Dacă această descoperire care se crede că este o poartă către alt univers se dovedește a fi doar o fantezie, va rămâne în istorie ca o mare dezamăgire, dar aceasta este natura descoperirilor științifice. Teoria universului paralel venită de la neutrinii din Antarctica rămâne una foarte improbabilă, dar până când alte studii vor scoate la iveală adevărul, această explicație nu va dispărea. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!